Salutare, dragi tovarăși, nu te mai scârpina la coaie și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi jucăm niște GTA 5, după cum vedeți, văd că nu știu ce mesaj de la Amnation a primit aici Trevor. Hai să continuăm aici cu povestea. Am rămas, continuăm de unde am rămas, mai bine zis. După cum știți povestea, tot așa am făcut, se niște figuri hard disk de am pierdut salvările. Am descărcat din nou jocul și am băgat o salvare de pe net, însă Trevor arăta cu totul altfel. Ca idee, stai, ia, ce misiune, ăsta la cine e? Rampage sau la Michael? Hai la Michael, că chiar curios ce se întâmplă aici. Deși poate mai bine făceam misiunea aia de la Rampage. O să încerc gen să fac mai repede misiunile și astea, că acum nu filmez cu Shadow Play-ul, filmez cu Action Mirelisu, pentru că îmi face figur Shadow Play-ul cu vocea mea, o face să sune oribil, nu înțeleg de ce. O fi de la driverul audio de la Realtek. Cred că nici nu o să mai țin Realtek-ul, pentru că căștile astea ce le am acum sunt pe USB. Mi-am luat căști pe USB pentru că cele pe jack mereu se stricau, mă rog. Mi s-a stricat microfonul la alea vechi și mi-am luat altele și na, că s-a nimerit să fie și pe USB. Și cu microfon detașabil. Par interesante astea așa pe USB. Până acum n-am probleme. Hai că direct intru aici într-un foc accident. Hai, du-te mai repede. O să încerc să fac mai repede, că ăsta îmi face fișierele mai mari, action-ul. Îmi face cam, nu știu, cred că vreo aproape 1 giga pe minut îmi ia. Fac un clip de jumătate de oră, 30 de giga. Mai mult ca un joc, aproape. Filmez o oră, e tot spațiu în GTA 5. Ce mă, îți faci selfie? Și nu știu cum dau claxon, trebuie să o claxonez pe aia. Hai să vedem ce misiune avem noi aici la Trevor. La Trevor, doamne, la Michael. Păi stai mă, și unde mă pune? A, să parchez lângă el? Hai să vedem ce se întâmplă, chiar sunt curios. There you are, you little shit. Are you looking for this? No. Very funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it! You're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? Trevor? Michael. Hai că chiar scuze ce se întâmplă aici. Uși ce ghi arată Hey. ăsta. It's good to see you, man. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Ain't this grand? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. You're telling me, bro? One of those fake your own deaths to your best buddy and then run off with the dough and then live in a big mansion. Awkward situations. It's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? 'Cause I am all out. But it was a long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. That's great. I'm sorry. I'm sorry. Where are my manners, right? Amanda, it is good to see you. Oh, I missed you. You used to be fatter. Nice new tits. Jimmy, you used to be thinner, but can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabian. Good. De ce dracu și amândoi se desculți de fapt, văd. Where's your sister, Jim? She's trying out for TV. She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent slash skills show. She loves it. You guys know that. What's her talent? Dancing. Oh, Christ. She's a real dancer. Michael. She might disagree with Cred că știu ce urmează aici să se întâmple. Jesus Christ, what now? Now? Where? The Maze Bank Arena. Oh, little Tracy being humiliated. Let's go. We go get her. We?
Yeah, we. What, are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughingstock? Huh? You're worse than I thought. De ce am impresia că o să urmeze ceva striptease să facă fica lui ăsta? Nu de alta, dar știu că mi-a trebuit mie thumbnail pentru un alt clip în care ziceam de fica lui Michael că e o curvă. Și fix asta am găsit, că era la un striptease. Hai să mergem. Bă, da, cât aviolul, violul, doamne, cât avioloiul are Michael. N-ai, e cu deschidere automată la poartă. Da, dacă tot am făcut treaba aia cu Windows-ul, cred că o să postez mai des GTA 5, pentru că nu prea mai am jocuri acum în calculator. Ce n-ai, bam? H1Z1, CSGO-ul, Fortnite-ul și WW, cam atâta. Ah, mai am skill-ul și Team Fortress 2, dar cu alea mai mult aș face live, că jocul multiplayer sau habar n-am. Hai că mergem și pe roșu. Nu știu, aș vrea să termin tot jocul ăsta, că l-am naibit de asta vară început. Și cum de n-am bușit mașina până acum? Hai că am bușit-o acum. Hai să mergem mai repede. Și pe lângă faptul că mi-am reinstalat Windows-ul, tot așa am făcut niște figuri în WWE. Și Fortnite nu voia să pornească, că lipsea o chestie de la Visual C++ 2015. Și așa că l-am reinstalat, C++-ul așa îmi făcea figuri. Nu știu ce căcat, dați-vă mă la o parte. Bă, dar e fun, e rău jocul ăsta. Așa? Și ce m-am gândit să fac, mă? Hai să-i fac upgrade la Windows 10. Și mi-am luat un Windows 10, acolo am făcut upgrade. Am rezolvat problema aia cu C++-ul ăla, dar nu-mi plăcea interfața de Windows 10 și pornea singur calculatorul noaptea. Deci la vreo 12 noaptea îmi pornea calculatorul, efectiv, că cam aș pe el de Windows 10. Bine, faza că nici eu nu-l opream și nu-l scoteam din priză, lăsam pe slip și cred că da, aia, că își făcea cutrea de update-uri. Și până la urmă ce am făcut? Mi-am luat din nou Windows 7, l-am instalat peste ăsta, adică gen nu mi-a mai șters tot datele pe PC, doar am băgat direct acolo. Instalul, arhiva aia, mă rog, imaginea aia. N-am mai făcut gen stick bootabil și alea. Și acum am întors la 7x6 power de bit și am rezolvat și problema aia. Merge orice joc. Acum nu mai am probleme cu C++-ul ăla. Mi-am luat și update-uri pentru Windows 7 ca să pot să joc jocuri gen mai noi. Ops. Am crezut că mă opresc în checkpoint. Și mai ies de aici. Și cum căca mai sunt de aici. Așa. Am zis că mă opresc în... N-aia, hai să fac o parcare laterală. M-am făcut de rușine. Ok, hai da. Taci mă din gură. Come on, you dipshit. Host, man, he's like any closeted TV presenter, bitter as fuck. Deci direct românii au talent aici. Hello sir, may I please have your name? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta, fuck, screw that! Where the fuck's Laszlo? Da, direct l-a luat ăsta. Asta înseamnă să fii Trevor. Ce popular arată și ăsta. Bine, bine, mare parte din toți și dacă eu văd acum și îmi dai o poză random cu un bărbat blond cu ochii albaștri, am tendința să zic că e gay, nu știu. Mai ales dacă are și barbă și păr lung. Singura excepție cred că ar fi James Hetfield de la Metallica, că ăla e urât cu spume. Sau mă rog, era urât când avea părul lung și astea. Că nu știu, ar fi altă fază. Dar gen cum e asta, știu că n-are puțin față de popular. Trevor? Two dads. Great. Wow. Barry San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. He's got a little show to do here. Ia mă, ce căcat face asta? 2-1. All right, it's fame or shame for Tracy DeSanta. Music. Să vină și copyright-ul acum. Ia, dă din țâțe. Florecica dansatoare, tu ești.
Dacă aș avea o fată și aș vedea că faci una astea, mamă, ce-aș bate-o. Uite și tu! Dă-i cu scaunul! Dă-i cu scaunul, Trevor! Hai, direct! Mă, i-a dat cu scaunul ăla. Hai, mă, după fraier. Asta țipă ca proasta. Hai, da, hai, hai. Du-te, Trevor, du-te. Încotro, încotro pe aici. Hai, după, las boul ăla. Hai, la mașină. Du-te, du-te, du-te. Unde e mașina parcată? Să mor tu că merge un camion. Hai, da, cu camionul. Opa. Jos de aici. Urcă. Du-te după fraier. N-ai că le-am frâșcat camionul, dar nu știu dacă îl prind pe ăsta naibii. Mamă. Era dracu de Tracy? Tracy s-o cheamă. Bă, eu am spus că fica. Haș. Dă-l jos. Așa. Prea degeaba eram cu ăla după mine. Hai mă, hai că-i dau, hai că-i dau, hai că-i dau. Prinde-l pe fraier. Dă-te mă la o parte. Hai că nu merge trenul, e bine. Zidul mătii, dar... Zidul plângerii. Dar dă-te mă din potecă, firea el dracu. Așa, dilește și pe ăla. Hai mă, dar nu merge mai repede rabla asta de tir. Înțeleg că e un tir, dar totuși are motorul mare, are mai mulți mânci putere. Hai că dau așa pe diagonală, poate face într-o altă parte, dar văd că nu face. Dacă prin viteză, prin viteză. Nu mă, de ce ai luat un pat? Hai că-l prind, hai că-l prind. Bă, dar asta în puii mei, uite și tu, are viteză mai mare ca mine, cum vrea să-l prind cu camionul. Aia cu ea așa, prin iarbă. Hai mă, bagă viteză cu camionul! Bă, mai prind acum pe bune. S-a oprit, e bine. Văd că degeaba am tras în el, că s-a oprit singur. I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your talent, huh? I mean, aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius. I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Pants off. Che? Okay. All right. What are you doing now? I want you to dance sexy, celebrity. Ăsta e nebun să mur eu. Music, or... You trying to fucking annoy me, huh? I'll dance. Good. All right. All right. Now drop it like it's hot, all right? I want to see you get nice and low. Come on. Lower. Lower. Come on. Oh. Please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week. All right, come on, get off.
Take off. Go, now, before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit. I'm going home. How the fuck did you do it without me for 9 years, huh? Dave. We need to talk. I was about to tell you the same thing. Okay. Meet me at Galileo Observatory as soon as you can get there. Okay. Și cam asta a fost și misiunea asta. Continuă. Așa. Bă, hai că eu fac episoadele mai scurte, nu știu. O să încerc să fac episoade mai scurte și mai multe cât lungi și rare. Poate cine știe, o fi mai bine așa. Du-te mă de aici. Mă, ce pum mi-am dat. Hai mă, să ne batem. Hai mă, să ne batem. E pula pălăria? Nu cred. Da. Nu stăm să răspund la telefon acum. Păi, cred că încheiem aici episodul. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste, dați câte un cap în gură butonilor de mai jos și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les.